Salut și bine v-am găsit sau regăsit la un nou video. Avem în față două mașini de găurit și înșurubat cu impact de la Makita. Ăsta este DTD 154, ăsta este DTD 152. Acesta este modelul pe care îl folosesc eu, iar ăsta mi-a fost împrumutat de un prieten de pe grupul pasionaților de unelte, cu scopul de a face o comparație între cele două. O să facem și niște teste, bineînțeles, puțin mai târziu, dar înainte de asta haideți să facem așa o comparație vizuală, să vedem ce diferențe sunt între ele din punct de vedere al designului, al construcției și al funcțiilor oferite. La prima vedere, diferența care se notează imediat este că DTD 154 este mult mai compact față de modelul 152. Ca atare, ăsta este mult mai practic acolo unde spațiul nu prea permite să te bagi cu o mașină un picuț mai lungă. Altă diferență majoră care se observă imediat la cele două modele este că acesta are mai multe funcții de selecție a percuției și a rotațiilor, pe când 152 este un model mult mai simplist. La ăsta puterea și rotația se reglează din întrerupător pe măsură ce se apasă acest întrerupător, cresc și rotațiile, pe când aici avem la acest panou de jos avem 4 trepte de selecție a puterii. T este, din câte m-am documentat și eu aseară, se folosește pentru înșurubarea șuruburilor cu cap autoforant, și pe urmă avem 3 nivele, să spun așa, de reglare a rotațiilor, slow, hide și o treaptă de mijloc. Haideți să vă dau câteva detalii și despre aceste trepte. Deci avem la treapta cea mai mică, la S, avem 1100 de rotații cu 1100 de bătăi pe minut. La jumătate între cele două avem 2100 de rotații pe minut cu 2600 de percuții, iar la treapta H, cel mai înalt, avem 3600 de rotații pe minut cu 3800 de bătăi pe minut. Alte diferențe tehnice între cele două: 154 este mai puternic, are 175 de Nm, în timp ce 152 are 165 de Nm. Greutatea între cele două este aproximativ aceeași. Am trecut aici câteva date pe telefon, nu știu dacă ei au inclus cu tot cu acumulator, dar eu așa cred că au inclus și acumulatorii în aceste calcule. Deci 152 are 1,5 kg, în timp ce 154 are 1,2 kg. Ca aspect așa sunt cât de cât similare, vedeți că ambele au aceste mânere îmbrăcate foarte bine în cauciuc aici. Funcțiile sunt asemănătoare și la una și la cealaltă. Avem, bineînțeles, aici două schimbătoare pentru sens. O altă diferență majoră între cele două modele este că aceasta este un model brushless, deci asta nu are pericolectoare, în timp ce asta este un model cu pericolectoare. Ambele modele folosesc acumulatori din gama LXT de la Makita. Merg cu acumulatorii 1,5, 2, 3, 4, 5 și 6 amperi. Asta nu sunt convins că merge cu acumulator de 6 amperi, s-ar putea să meargă undeva până la 5. Mandrina este de tip hex și la una și la cealaltă. Iar o altă deosebire, să zic așa, o diferență între cele două, am mai notat aici la LED-ul care iluminează zona de lucru. La 154, dacă vreau să opresc LED-ul, o să țin acționat acest buton timp de o secundă sau două și el se poate închide și pot să folosesc mașina și fără acest LED. Dacă vreau să-l aprind, iar la fel țin o secundă sau două apăsat și pe urmă LED-ul se aprinde. La 152, așa cum vă spuneam și mai devreme, este un model mai simplist,
E adevărat că și diferența de preț dintre cele două este destul de mare. La ora la care fac acest video, asta costă undeva la 310 lei pe scule Prime, iar asta costă 650 lei pe scule Prime. Haideți să facem, să le punem la niște teste. Cu asta ați mai văzut clip, am făcut deja câteva teste cu ea. Pentru cine nu a văzut clipul, o să vă apară undeva în dreapta de sus a ecranului un link și puteți acolo să intrați să vedeți ce teste am făcut cu asta. Așa că o să mă axez mai mult pe 154, să văd cum înșurubează la fiecare dintre aceste trepte și la final o să încerc să folosesc și un șurub mai mare să testez treapta cea mai de sus, să văd ce forță are și ce rapiditate are. Așadar, haideți să-i facem câteva teste și mai revenim la final cu o încheiere scurtă și o să tragem câteva concluzii. Ca atare, astea au fost testele făcute cu cele două mașini. Ați văzut că m-am concentrat un pic mai mult pe asta. Este un model care îmi place și mie foarte mult. Într-adevăr, este mult mai puternic decât 152, dar și diferența de bani este destul de consistentă. Acum, nu știu, alegeți voi ce vreți. Dacă sunt buni dintre voi care probabil că ați văzut aceste modele pe net și erați cumva în dubiu, să spun așa, nu știați ce anume să alegeți dintre cele două. Pentru lucrări mai profesionale, să spun așa, eu aș prefera acest model, în primul rând pentru că are acest selector de trepte aici și este foarte bun pentru că dacă, de exemplu, aveți de înșurubat șuruburi un pic mai mici, o să le puteți duce mult mai ușor cu asta. Cu 152, având o singură viteză, de multe ori trebuie să fiu foarte atent cât de tare acționez întrerupătorul, pentru că pot să bag șurubul prea adânc, mai ales dacă folosesc ceva mai mic. În plus, numărul de percuții nereglat, să spun așa, pentru un anumit tip de șurub ar putea chiar să-l și rupă, cum am mai rupt eu câteva șuruburi autoforante în metal. Așadar, asta oferă mult mai multe soluții de lucru, poate fi folosit atât pentru șuruburi mai mari, care necesită forță mai multă, rotații mai mari și percuții mai multe, cât și pentru cele mai mici, unde puteți să reglați de aici controlul mult mai bun asupra înșurubării. Ca atare, decideți voi care considerați că este mai potrivită pentru tipul de lucru pe care îl desfășurați. Eu am optat pentru asta, în primul rând datorită bugetului și pentru faptul că momentan nu am nevoie de ceva mai puternic sau care să-mi dea mai multe reglaje, să spun așa. Ca atare, ăsta a fost clipul. În descriere o să găsiți link de unde puteți să cumpărați ambele modele în cazul în care vă interesează să faceți acest lucru. Mai găsiți acolo link-uri către paginile de socializare ale canalului meu. Am și pe Facebook o pagină, am și pe Instagram. Dacă aveți contul, puteți să intrați să mă urmăriți și acolo. De asemenea, găsiți un link către grupul pasionaților de unelte. Avem un grup unde ne-am strâns toți cei care suntem pasionați de scule, unelte, lucrări și așa mai departe. Mai împărtășim unii de la alții idei și sfaturi utile. Ca atare, până la următorul videoclip, eu vă doresc să aveți mult chef de treabă și numai bine!